Egypt. But astăzi avem prima aeronavă, Sarmizegetusa, care a intrat în flota TAROM. Săptămâna viitoare va veni și cea de-a doua aeronavă. Sunt aeronave noi. Un lucru foarte important de menționat este că au o autonomie mai lungă și anume putem călători de la București circa 6.000 de kilometri fără să facă nicio escală pentru a alimenta. De asemenea, vorbim de fiabilitatea aeronavei și consumul eficient de combustibil al acestei aeronave și totodată și designul pe care o să vă-l vedeți și dumneavoastră în momentul când veți urca în avion, un design, cel mai modern design pentru avioanele din clasa sa. Avioanele au fost luate în dry-lease pe o perioadă de 10 ani și vă asigur că prețul este prețul pieței pentru aceste aeronave. Este o clauză de confidențialitate, din câte am înțeles. Indiferent cu ce firmă s-ar fi încheiat acest contract, este o clauză de confidențialitate. Toate companiile merg pe sistemul de dry-lease. În condițiile în care am fi făcut o solicitare pentru achiziționarea unei aeronave noi, ar fi intrat în flota TAROM undeva în 2019. Eu cred că TAROM nu are timp de pierdut. Cele vor fi, prima va fi Madrid, va opera câteva zboruri pe săptămână, vor fi Tenerife, Tel Aviv, Larnaca. Ce se întâmplă peste 10 ani cu aceste aeronave? Va decide managementul de atunci dacă vor fi cumpărate sau nu. Și asta va depinde de uzura fizică, de uzura morală